ești împreună cu Emilia. Vrei să ai un copil? Ești într-o relație? Iubești din nou? Da, iubesc. Hei, salutare gașcă, eu sunt Bibi, voi sunteți pe canalul meu de YouTube și în acest vlog o să răspund la super multe întrebări pentru că voi mi-ați lăsat extrem de multe pe Instagram. Sunt foarte interesante întrebările pe care voi mi le-ați lăsat și nu am cum să nu răspund la ele, pentru că da, mi-asum, n-am mai făcut de super mult timp un Q&A aici pe YouTube. Am mai răspuns așa la câteva întrebări pe Insta Story. Apropo, vă invit să mă urmăriți pe Instagram, aveți linkul în descriere, dar cu toții știm că aici pe YouTube lucrurile se discută în profunzime și mai în detaliu. Deci o să vă răspund la întrebările pe care voi mi le-ați lăsat. Înainte de a începe vlogul, nu uitați să rupeți butonașul de like, să dați un mare, mare, mare share la acest vlog, să vă abonați dacă încă nu ați făcut-o și să lăsați un comentariu cu ce vloguri ați vrea voi să mai vedeți pe canalul meu de YouTube. Și tot înainte vreau să vă mai arăt ceva și vreau să încep prin a vă întreba: cine nu iubește cumpărăturile? Exact! Eu! Adică, nu-mi place să merg fizic în magazine, să stau eu să caut. Mi se pare super obositor. Da, poate o să vi se pară un picuț ciudat ca unei fete să nu-i placă atât de mult shoppingul. Stați un picuț, ador shoppingul, însă să fie online. Majoritatea cumpărăturilor mele le fac online și făcând acest lucru am descoperit un site care mi-a salvat foarte mulți bani. Tipli. De ce spun asta? Pentru că Tipli este un site care vă dă o parte din bani înapoi după ce ați făcut cumpărăturile de pe site-urile voastre preferate. Tot ce trebuie să faceți este să vă instalați aplicația Tipli, accesați site-ul și aveți aici 400 de magazine și e-shop-uri disponibile. Alegeți magazinul de unde vreți să faceți comanda, de exemplu eu ultima dată mi-am comandat ceva de la Cărturești. Apăsați click, apoi Tipli vă redirecționează automat spre site-ul normal. Ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic. Dar, de fapt, șmecheria s-a întâmplat. Pentru că ați făcut-o prin Tipli, asta înseamnă că o parte din bănuții voștri o să ajungă înapoi în contul Tipli, apoi în contul vostru bancar. E mega simplu și eficient. E ca și cum v-ați face cumpărăturile normal, doar că nu accesați site-ul preferat direct, ci prin Tipli. Ce e și mai mișto e că îți faci cont gratis și ce să vezi? Mai primești și bani. Dacă accesezi chiar acum linkul pe care eu ți l-am lăsat în descriere și îți faci cont prin intermediul lui, primești din start 30 de lei la prima comandă. Let's go, ce mai aștepți? Spor la shopping! Iar acum să revenim la vlogul nostru, pentru că am ceva întrebări la care trebuie să răspund. Ce-ți place să faci în timpul liber? Să citesc. Și mă bucur foarte mult că în ultima perioadă am început să o fac din ce în ce mai des și nu doar atunci când am timp liber, ci încerc să-mi fac timp pentru a citi, chiar dacă am alte treburi de făcut. Și în ultima perioadă citesc multe cărți de dezvoltare personală. Dacă vreți să dezbatem mai mult subiect... M-a ciupit un țânțar. Cum spuneam, dacă vreți să dezbatem mai mult subiectul ăsta, urmăriți-mă pe Instagram, pentru că pe story vorbesc cu voi și o să vă mai las eu căsuțe în care puteți să-mi puneți întrebări și cei care sunt pasionați de citiri. O să vă recomand câteva cărți de dezvoltare personală, câteva cărți care pe mine m-au ajutat enorm. Cum îți aranjez planurile pe tot parcursul zilei? Păi de obicei eu îmi organizez tot programul la final de weekend pentru săptămâna viitoare și am o aplicație care mă ajută foarte mult, Google Calendar, acolo îmi notez absolut tot ceea ce am de făcut, am liste, sunt super organizată în ultima perioadă și mă bucură enorm acest lucru pentru că fără listele alea n-aș putea să reușesc și în plus am și sprijinul familiei pentru că, na, așa sunt artiștii, mai împrăștiați, mai cu capul în nori. Mă bucur că în ultima perioadă chiar sunt mult mai organizată, dar oricum mă ajută enorm și mami. Îmi reamintește anumite lucruri pe care le-am de făcut. O întrebare pe care mi-ați tot pus-o: ești împreună cu Emilia? Ei bine, răspunsul este nu. Nu suntem împreună, suntem colegi și prieteni foarte buni, avem o chimie extraordinară din punct de vedere muzical și profesional. Amândoi suntem o familie AHA Production, el de mai mult timp, eu recent și mă bucur foarte mult pentru că acolo sunt oameni extrem de talentați, printre care și Emilian, cu care zic eu că în viitor o să pregătim un proiect muzical super frumos. Mai mergi la facultate? Da, bineînțeles că merg la facultate și o să termin facultatea, o să vreau să fac și masterul. Voi știți foarte bine că eu mereu am pus accent pe școală și pe educație, chiar dacă în paralel am avut această pasiune, muzica, prin care chiar am reușit să-mi creez o carieră din care îmi câștig proprii bănuți. Acest lucru nu m-a făcut niciodată să mă gândesc că școala este mai puțin importantă, absolut deloc. În ce clasă ești? Sunt clasa a doua, glumesc. Sunt clasa, de fapt nu glumesc, sunt clasa a doua la facultate. Trec acum anul 2,
3 octombrie încep facultatea și am mari emoții pentru că o să încep fizic și am reușit să-mi cunosc o parte din colegi pentru că în sesiunea de vară am avut un examen fizic. Mi s-a părut o atmosferă foarte mișto între mine și colegii mei și chiar abia aștept să încep fizic. Cred că o să fie foarte frumos. La ce facultate ești? Am intrat la buget, la SNSPA, specializarea comunicare și relații publice. Cum ți-ai petrecut vara aceasta? Vara asta a trecut atât de repede. Dacă și vouă vi s-a părut la fel, apăsați acum butonașul de like. Dar n-am ce spune, a fost o vară frumoasă și m-am distrat foarte mult. Am fost și în vacanță, în Spania. A fost foarte mișto. Am avut concerte, m-am văzut cu voi și chiar pot spune că am muncit destul de mult vara asta. Chiar dacă a fost vară, n-am încetat să muncesc ca să fie gata acum în toamnă surprizele pentru voi. Vrei să ai un copil? Iubesc foarte mult copiii și da, îmi doresc să am copii. Să ne înțelegem, nu acum, pentru că nu mă simt pregătită pentru așa ceva și din punctul meu de vedere încă sunt mică. Deși vreau să fiu o mămică tânără, vreau prima dată să-mi termin studiile. Când va apărea noua melodie? Ei bine, nu o să apară o singură melodie, vor apărea mai multe melodii. O să vedeți pentru că v-am pregătit așa un proiect foarte mișto și am hotărât ca voi să lansați următoarea piesă. Dar nu vă pot spune mai multe, voi urmăriți-mă pe TikTok, pe Instagram, aici pe YouTube, pentru că voi alegeți următoarea piesă pe care o lansez oficial. Ce înălțime ai? 1,63. Ia-o! Esențele, esențele alea tari se țină sticle mici. Care e mâncarea ta preferată? Deci aș mânca cartofi non-stop. În orice fel ar fi ei gătiți. Îmi plac foarte mult cartofii. Și bineînțeles, mămăliga cu brânză și smântână. Iar combinația cartofi prăjiți, mămăligă, brânză și smântână e fatală pentru mine. Cum e în casa nouă? Foarte mulți m-ați întrebat despre noua mea căsuță, despre penthouse-ul pe care mi l-am luat. E bine, încă nu m-am mutat, o să mai dureze ceva. Vreau să mobilez căsuța mea așa cum am visat dintotdeauna și vreau să fie totul pus la punct și până când nu o să fie totul gata, 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 până la cel mai mic detaliu, nu o să mă mut încă. Deci o să dureze ceva, dar stați liniștiți, o să vă țin la curent cu tot, promit. Ce parfum folosești? Am 3 parfumuri preferate. Primul de care m-am îndrăgostit și o să rămână forever and ever în sufletul meu și mi se pare că mă caracterizează cel mai și cel mai bine, este Prada Kiss. Apoi am 2 preferate de la Xerjov, Opera și Erba Pura. Puteți să-ți imaginezi viața fără mașină? Sincer să fiu, acum nu, pentru că depind foarte mult de mașinuța mea și tot ceea ce am de rezolvat prin oraș și toate treburile pe care le am de făcut, le fac cu ajutorul mașinii, ea mă deplasez din stânga în dreapta și în ultima perioadă am avut ceva de mers, evenimente, filmări și așa mai departe care erau în părți diferite și cred că mi-ar fi foarte, foarte greu fără ea. Ești pregătită pentru nunta Daianei? Pentru cei care nu știu, pe 1 octombrie sora mea o să aibă nunta. Eu, una, da, mă simt pregătită și voi fi acolo alături de ea pentru că ea este cea care are cele mai mari emoții și eu o să fiu domnișoară de onoare și sora miresei. Ha! O să fie o zi foarte frumoasă, sunt sigură deja. Încă nu vine să cred că urmează nunta ei. Ce părere ai de comunitatea ta? Din punctul meu de vedere și nu numai, credeți-mă, și oameni din industrie spun despre voi, bibișorii mei, că sunteți cea mai forță comunitate, cea mai puternică și cea mai frumoasă. Sunteți atât de uniți și vă iubesc foarte mult și vă sunt foarte recunoscătoare pentru întreaga susținere. Mi se pare uimitor cât de frumos mă susțineți și cât de mult sunteți alături de mine, indiferent de situație. Care este cea mai mare frică pe care o ai? Întunericul și frica de insecte, gândaci, toate chestiile astea mici, insecte mergătoare, ceva rău, fac crize, iese urât. Unde ți-ai dori să fie următoarea ta vacanță? Clar, Paris. Probabil majoritatea știți cât de mult îmi doresc eu să ajung în Paris. De dinainte de pandemie am zis că vreau să ajung la Paris, așa că 100% anul ăsta ajung și pentru o zi, dacă ar fi, tot ajung la Paris. O întrebare pe care la fel am primit-o de la foarte, foarte mulți dintre voi și nu înțeleg de ce. Dacă ai avea o fetiță, ce nume îi pune? Nu știu dacă am mai spus până acum, însă de când eram mai micuță și mă gândeam eu așa, care sunt numele mele preferate și cum aș vrea eu să se numească copiii mei, deși eram sigură că atunci când o să fiu mare o să-mi schimb aceste preferințe, dar uite că n-a fost așa. Am rămas la aceleași preferințe pentru că în continuare aceste două nume îmi plac cel mai mult. Adică garantat numele astea două le-aș alege pentru copiii mei. Va chiar vă răspund și dacă o să am băiat, ce nume o să-i pun. Bonus, așa de la mine. Deci dacă o să am fetiță, o să o cheme Amira. Sunt nebunită după numele ăsta. Și dacă o să am băiat, o să-l cheme Ian.
Garantat. Priviți voi aici la mine și peste hă-hă ani când o să am eu copiii mei, să faceți voi compilații de alea nebune cum faceți voi și le puneți pe TikTok cu ce spunea acum și cum o să fie atunci și chiar așa o să-i cheme. Nu concep dacă o să am fată să nu o cheme Mira sau dacă o să am băiat să nu-l cheme ea. Ce zodie ești? Te ador enorm și ești foarte frumoasă. Mulțumesc, sunt Taur. Cum te simți? O întrebare pe care atunci când am citit-o m-a făcut să zâmbesc. Pentru că nu foarte mult spun întrebarea asta și mi se pare o întrebare atât de importantă. Mi se pare atât de important, în primul rând, voi să vă întrebați pe voi cum vă simțiți. Ia întrebați-vă fix acum. Cum vă simțiți? Cum sunteți? Și dacă vreți să împărtășiți cu mine acest lucru, spuneți-mi în comentarii, pentru că o să vă citesc comentariile și o să dau multe inimioare. Cum mă simt eu? Mă simt mai fericită ca niciodată. Mă simt atât de împăcată cu mine și mă iubesc așa cum n-am făcut-o până acum. Și simt că mă transform în cea mai bună versiune a mea de la o zi la alta. Și sunt foarte recunoscătoare pentru tot ce mi se întâmplă și pentru oamenii frumoși care apar în calea mea. Mă simt extrem de încrezătoare în mine și în puterile mele. Mă simt mai puternică ca niciodată și împlinită în adevăratul sens al cuvântului. Adică nu cred că ar exista un motiv pentru care aș putea să fiu nefericită acum. Dacă ai scrie o carte despre ce ar fi, despre viața mea 100%, am atât de multe lucruri de spus și chiar cred că am o viață interesantă. Deci ar fi super mișto să scriu o carte despre viața mea. Sau să fac un film despre treaba asta. Care sunt lucrurile care te fac mândră pe tine? Sunt mândră de mine pentru felul în care gândesc și felul în care știu să gestionez situațiile. Dar cred că asta se datorează super mult și părinților și educației pe care am primit-o. Așa că mai bine a spune că sunt mândră pentru părinții pe care i-am. Iar de mine nu știu, sunt mândră pentru felul în care evoluez ca și om. Îmi place foarte mult cum mă dezvolt acum. De ce ești așa frumoasă? Ce drăguț! Să știți că am primit foarte multe întrebări sau afirmații de genul și vreau să vă mulțumesc din tot sufletelul. Nu știu, n-aș putea să dau un răspuns la această întrebare, ci doar vreau să vă mulțumesc pentru că voi mă vedeți așa. Și în același timp mă face și pe mine să mă simt așa. Dacă ai putea să fii din nou copil și poți să schimbi ceva, ce-ai schimba la viață? Nu a schimbat nimic la viața mea, pentru că îmi place persoana care sunt acum și toate experiențele pe care le-am avut m-au dezvoltat pe mine ca și persoană și mi-au dezvoltat gândirea. Însă, dacă aș avea ocazia să vorbesc cu Bibi cea micuță, ea spune că sunt mândră de ea, dar în același timp ea spune să aibă mai multă încredere în ea, pentru că bine ceea ce face. Cred că mi-aș mai da câteva sfaturi și m-aș ruga să nu mai pun totul atât de mult la suflet și să nu mai fiu atât de sensibilă și să învăț să nu mai pun alte persoane pe primul loc și să-mi ofer și mie timp și focusul de care am nevoie. Dar na, mă rog, astea sunt lucrurile pe care le-aș îmbunătăți chiar și acum la mine. În mare micuței Bibi, ca să zic așa, ea spune că sunt mândră de ea. Pentru că cu rele, cu bune, a avut și are, am. Nu înțeleg de ce vorbesc la persoana treia. Mă rog, un suflet bun și curat și numai cu intenții bune. Și m-aș felicita pentru ambiția și puterea pe care o am în ce fac. Ai vrea în viitorul apropiat să-ți cumperi un nou cățeluș, animal? Deși voi știți că iubesc animăluțele atât de mult și mi-aș dori să fiu înconjurată mai mult de ele decât de oameni, în același timp trebuie să fiu și realistă și să conștientizez faptul că în momentul acesta din viața mea nu aș putea să am grijă de un animăluț, deși îmi doresc enorm, pentru că iubesc animăluțele, fie câini, pisici, orice, cai. Dacă aș putea să am toate animalele din lume, le-aș avea. Doar că viața pe care o am acum nu mi-ar permite să îngrijesc așa cum trebuie un animal de companie și nici să-i ofer atenția de care are nevoie, pentru că trebuie Bibi și el, că e un sufletel mic și pur. Deci de dorit îmi doresc enorm și întotdeauna o să-mi doresc animăluțe de companie, dar nu prea am cum, pentru că sunt plecată de dimineața până seara și știu că i-aș face viața grea atât animăluțului cât și mie. Unde a fost cea mai frumoasă vacanță de-a ta de până acum? Clar, 100% Spania, Palma de Mallorca. Chiar dacă am trecut prin atât de multe peripeții, cei care m-au urmărit pe Instagram știu despre ce este vorba și faptul că am pierdut câteva zile bune din acea vacanță superbă, plimbându-mă prin servisuri să-mi repar telefonul, în mare a fost o experiență foarte, foarte, foarte mișto și m-am simțit extrem de bine, m-am distrat și am fost mega fericită. Ei, și acum vine întrebarea mult așteptată și pusă de cele mai multe ori. Asta și următoarea. Iubești din nou? Da, iubesc. Iubirea e cel mai frumos sentiment
care poate să existe. Și dacă nu iubești, ești un om trist. Iar eu una iubesc tot ceea ce mă înconjoară. În primul și în primul rând îmi iubesc familia enorm. Iubesc oamenii frumoși care mă înconjoară, care mă susțin și mi-apreciază munca. Iubesc ceea ce fac, iubesc muzica. Și cel mai important, mă iubesc pe mine, mai mult ca niciodată. Așa că da, iubesc din nou și din nou în fiecare zi și văd iubire în tot. Adică văd frumosul în orice și în oricine. Gașcă, nu uitați să accesați linkul din descriere, pentru că dacă vă faceți chiar acum cont pe Deeply prin intermediul linkului pe care eu vi l-am lăsat în descriere, primiți direct 30 de lei la prima comandă. Spor la cumpărături prin Deeply. E, da, cu întrebarea asta nu mai pot să o dau la întors. Ești într-o relație? Da. În cea mai bună relație cu mine! Chiar sunt în cea mai bună relație pe care am avut-o vreodată.